considerată de unii demon, de alții înger, consoarta regelui francez, Henric al II-lea, s-a implicat în conflictele religioase ale vremii pentru a asigura stabilitatea dinastiei. Cel mai mare reproș care îi se aduce Caterinei de Medici este aprobarea masacrării hugenoților în ceea ce s-a numit Noaptea Sfântului Bartolomeu. Americanul King Camp Gillette a devenit milionar inventând aparatul de bărbierit cu lame multiple și înlocuibile. Numele său a devenit un brand tăios. Primul cancelar postbelic al Germaniei, Konrad Adenauer, avea 73 de ani când a preluat această funcție. A reușit să inițieze reconstrucția țării și să pună bazele Uniunii Europene. Ich bin geboren, meine Damen und Herren, am 5 ianuarie 1876. Emil Gârleanu a tradus pentru generații de copii limbajul întâlnit în lumea celor care nu cuvântă. El însuși, în copilărie, își îngrijora mama prin îndelungile stări de reverie. Probabil că atunci vorbea cu gâzele, insectele și animalele pe care ni le-a prezentat mai apoi. După ce a fost respins de juriul Teatrului de Operetă bucureștean, pe motiv că ba ar fi tenor, ba bariton, sibianul George Calboreanu s-a înscris la Conservatorul din Iași, unde i-a avut colegi pe Constantin Ramadan, Miluță Gheorghiu sau Constache Antoniu. Numele cu rezonanțe renascentiste i-au dublat notorietatea dată de talentul și virtuozitatea interpretării marilor capodopere pentru pian. Arturo Benedetti Michelangeli s-a remarcat și prin ipohondria sa proverbială, multe dintre concertele sale fiind amânate din acest motiv. Dramaturgul elvețian de limbă germană, Friedrich Dürrenmatt, remarcase că realitatea îl izbea cu atât mai mult cu cât își făcea mai multe planuri. Poate de aceea a preferat comedia, considerând-o unica formă dramatică ce mai poate exprima azi tragicul. Umberto Eco nu-și făcea griji. Cartea va dăinui. Oamenii citesc oriunde, în autobuz, în tren, în parc, în pat. Cu computerele e mai greu. Tot el constata că lumea este plină de cărți minunate pe care nimeni nu le citește, dar și că prostia este infinit mai fascinantă decât inteligența. Inteligența are limitele ei, prostia nu. Dirmi, ma il termine non esisteva, però il termine, oltre poi la semiotica degli stoici, si fa presente in Galeno, c'è una semiotica di Sant'Agostino. Regele Spaniei, Juan Carlos I, a adus pe tron dinastia de Bourbon într-o epocă în care țara a căutat să uite de urmele lăsate de dictatura franchistă și a reușit. Junto a nuestra cooperación con los países menos favorecidos. The winner is Diane Keaton. Actrița americană Diane Keaton a câștigat Oscarul în 1977 pentru rolul principal din Annie Hall. Nu întâmplător dacă ne gândim că rolul a fost creat special pentru ea de către celebrul regizor Woody Allen. Discipolul și colaboratorul lui Eliade vorbea fluent 6 limbi la 22 de ani când a cerut azil politic în Italia. Moartea lui Ioan Petru Culianu în clădirea Universității din Chicago nu este pe deplin elucidată. Matematicianul evreu născut în Germania, Max Born, se numără printre fondatorii mecanicii cuantice. Deși ar fi putut primi Nobelul înainte de război alături de alți importanți fizicieni, a trebuit să aștepte anul 1954 pentru recunoașterea meritelor sale. Știați că este și bunicul interpretei Olivia Newton-John? În primul an de facultate la medicină, Emil Brumaru a fost impresionat de realitatea dură a trupului. Grupa lui a lucrat pe un cadavru de femeie, ciopârțit, cu nervi scoși. Asta l-a făcut să citească multă poezie. Arghezi, Blaga, Barbu, Baudelaire, Rimbaud, Rilke și, inevitabil, Eminescu. Ce înțelege poetul Emil Brumaru prin poezia asta? Să ne explice pe loc. Adică ea vrea să-și apere copiii de toată măgăria asta. Eu atunci am luat și am mai citit o dată poezia. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.